Pornhub, Nitro, Pornhub. Asta e furios. Ce ai făcut, Emile, cum ai rezolvat-o? Nu mai arată voltajul, o parte din circuit. E 0-0 acolo, nu? Da, da, ea merge acum. Pentru că n-are BMS. Unul dintre pini, pe firele alea 4, mai venea ceva. Este 62,8 este încărcată. Da. Deci toată bateria asta este jumătate goală. Carcasa, carcasa, deci bateria e jos. Până aici sunt elemente, atât. Și aici vine un plastic fals și venea BMS-ul. Atât ai. E ultima dată când mă dau cu ea, Emile. E? E ultima dată când mă dau cu ea. De ce? Ultima dată. E frică? Nu că mi-e frică, dar e, iar tu stric. Te calcă mașina, Emile, dă-te la o parte. Ai dat drumul la cameră? Băi, da, da, eu nu mai dau pe turbo, așa o las, cum e, da? De așa, așa încetișor, n-auzi nimic, știi? Și după aia dai și fuge imediat. Ia uite, și nu se aude absolut nimic. Păi cu ăștia, cu ăsta ar trebui să se dea ăștia pe la casă poporului, care nu mă la după mine să dorm cu motoarele lor. Sunt așa din astea silențioase, mâncați aici gura ta, uite cum merge ăsta. Nimic nu se aude absolut nimic. Asta da, Emile. Asta da. Am mers, băi, la piața muncii și înapoi cu ea. E bombă. Am mers la piața, merge. Merge foarte ușor așa și n-auzi nimică. Nu. Eu sunt în papuci în pula mea, mă rusă. Nu, uite. Păi, așa se merge. Tu ești mai rău. Așa se merge cu e bună de globul, să mor. E bună că o parchezi afară, nu trebuie să o legi, că nu s-o fură nimeni, că e grea. E încuiată bateria, e bună asta de globul. E mică, te stregor cu ea și mai încape unul în spate. Gen să pui geanta. Să o rezemi pe spate, pe așa. Să nu țin spate. Să dau curba repede, că nu știu, încă nu sunt obișnuit cu greutatea ei. Nu știu cât de mult pot să mă duc pe o parte. Dar nu știu, era așa. Foarte mișto. Ia uite. Ia uite cât de frumos se balansează. O mișc acum cu cuci. Cu curul mă dau de ea, nici măcar nu dau de coarne. Mă dau doar așa, pe o bucă, pe alta.
Deci am observat că asta nu trebuie să tăie de corne la aia, dai din buci. Bravo, Emil, ai rezolvat-o. Ok, fac baterie mare. Alea dacă sunt în serie. Aoleu. Bă, că e că și călcă pe ei. Păi ăștia sunt. Sunt tot din aia de off-road? Toate. Ia arătă-mi camera ta șmecheră. Asta e camera de filmat, nu e cuțit, nu e briceag. Stai că vine mașina. Băi, dar mai las mă dracu, că parcă aici parcă ești limitată, nu e trotuarul. Păi da, dar uite și asta cu ce vine cu tancul. Care este problema? Apoi pentru focalarul de oraș. Ce e asta, mă, încăță, zic, nu am mai văzut în viața mea. Pentru de oraș. Tu vezi cât are roțile? Un șef rulet. Uite pe ea. Uite, așa are focalarul. Mai și scârție. Ce face, mă, BMS-ul? Îți taie, pentru că tu ești un animal. Da. Cel mai bine, pune și în pula mea siguranță să-ți dea în gură. Sunt multe scutere care au siguranță. Și n-au BMS. Cred că nu se bazează pe el. Deci n-are nicio legătură circuitul de balansare cu circuitul de protecție, de mosturi. Da, dar tu cum încarci asta balansată dacă n-ai BMS? Am pus firele alea două, unul peste altul. Da. Am folosit placa, da. N-am mai trecut prin circuit. Da. Când pun prima dată pe firul ăla care l-a lipit, face scânteie, da. Alimentează ramura de BMS. Deci BMS-ul conține ramura de echilibrare și ramura de protecție. A, deci ramura de echilibrare funcționează. Aia funcționează, alea cu alea 17 fire, 18. A. Și firul ăsta intră prin el și iese din coace și eu practic l-am pus unul peste altul. Ai folosit doar jumătate. Nu mai folosesc mosturile de forță. Am înțeles. Pentru că echilibrarea nu și ia din firele groase. Mi-ar trebui un ampermetru și când văd că iau 60 de amper, bă, las-o mai ușor că ar bateria, înțelegi? Ar fi bun voltmetru, wattmetru și ampermetru. După, Dinis are un circuit care l-a cumpărat, adică mai zic că este 1,5 milioane, care ți arată câți wați consumă motorul. Tu știi că ai 2 kW în baterie, da, da. Și îți arată cât consumă. Îți arată câți amper mănâncă, în timp real câți amperi. Și eu dacă văd că cu 25 la oră mănâncă 10 amperi, cu 50 la oră mănâncă 28-30, bă, înseamnă că la 30 de amperi, la 2 kW au o autonomie 60 de km. Da. Dacă la 80 văd că... Trebuie puțină matematică, ceasuri din are, de fapt, ca să... alea cu LED-uri care s-o pot în 6 cu 2 cu 8. Trebuie să gândești un pic binar. Și după aceea, adică dai seama, dacă mie mănâncă 60 de amperi la viteză de 80, înseamnă că o să merg, faci matematică, 30 de kilometri. Un fir era slab, de. Regleta era slab. Mi-ai zis că se rea acolo firul. Se... Și ăsta, de fapt, s-a dezlipit că mi-a făcut scurt ceva, adică când a sărit ăla, mi-a făcut scurt. Adică moșurile au băgat în gol. Da. De asta e normal, nu? Și nu poți să le schimbi, că aici sunt cu suflantă, nu, frate, sunt lipite cu căcat din ăla robotizat. Protecția ce face? Dacă consum prea mult curentul, staie curentul. Dacă cobor bateria prea jos, staie curentul. Eu acum trebuie să fiu atent să nu cobor bateria prea jos, să nu consum prea mult, că n-am nici măcar o siguranță. Ar trebui o siguranță, o liță măcar, care să se ardă. E siguranța aia și mă fut în el de BMS și o las așa. Dacă fii atent, pune trei siguranțe în serie, să arde una, scoate și le lași pe alte două. Da, înțelegi? În paralel. Uite, aia era electrica. Eu îl tâlmă cum a căzut. Vezi, ai văzut cum a căzut? Ai văzut cum a căzut? Păi, prost. Păi nu e prost, e groapă acolo, băgă mea și pula în trotuarul lor. Opa! Hehehehe!